Șoferul vinovat a vrut să vireze la stânga. Nu s-a asigurat și a acroșat un alt autoturism care se deplasa pe sens opus. Mașina a fost proiectată într-un stâlp de electricitate de pe marginea drumului. Trei persoane au ajuns la spital. La intersecția străzilor Mareșal Averescu cu strada Mihai Eminescu a avut loc un accident de circulație. Din primele cercetări se pare că un autoturism care intenționa să vireze la stânga pe strada Mihai Eminescu a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula în paralel cu el pe banda de lângă în același sens de mers. În urma accidentului a rezultat vătămarea a trei persoane, în cauza întocmindu-se dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă. Din fericire, atât șoferul cât și cei doi pasageri care se aflau în autoturismul care s-a oprit în stâlp au scăpat doar cu răni ușoare. M-a lovit, dar cred că voi fi bine. Cum s-a întâmplat? Păi, au dat în noi și am împins în stâlp. Când n-a apucat să semnalizeze la timp și n-am văzut, noi deja am trecut pe banda cealaltă. De 46 de ani și două minore de 14 respectiv 16 ani. Toate cele trei victime au ajuns într-o stare bună la noi la spital, prezintă contuzii minore, au fost investigate și o să plece acasă. În urma impactului, stâlpul de electricitate a fost grav avariat și trebuie înlocuit, iar costurile vor fi suportate de către șoferul vinovat. Acesta va trebui să-l despăgubească și pe proprietarul unei case din zonă, căruia i-a rupt gardul. Putea să cadă, sigur, dacă... Putea să cade, da. Așteptăm să vină IREU să... Așa. Să remedieze defecțiunea asta. Văd că se ține în cablul ăsta de curent, într-adevăr. E periculos. Eu îi văzui și eu pogniți că suntem obișnuiți cu accidentele ăștia. Se întâmplă des pe aici, pe strada asta. Eu știu, domnule, dacă se întâmplă cum se întâmplă, dar... Ghinioale că trebuie să vină vin. Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, iar șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.